Pompierii au intervenit și astăzi pentru stingerea incendiului care se manifestă în arealul Parcului Natural Porțile de Fier. Peste 40 de pompieri militari, 10 de rangeri, pădurari și localnici acționează sprijiniți aerian de un elicopter pentru a limita extinderea focului care a cuprins 100 de hectare. Elicopterul, dotat cu un sistem, se alimentează cu apă din Dunăre pe care o dispersează asupra focarelor la care nu este posibilă intervenția terestră din cauza terenului extrem de accidentat. Focul arde neîntrerupt de vineri după amiaza și s-a extins foarte rapid din cauza vegetației uscate și a curenților de aer. Sunt localnici care, în prima noapte, au dormit afară de teamă să nu le ia casele foc. Pompierii au reușit să țină piept incendiului care se îndrepta spre localitate, dar între timp, din cauza curenților de aer, focul și-a schimbat cursul și s-a extins spre versanții nordice ai muntelui, acolo unde terenul stâncoș și cu abrupturi face intervenția foarte dificilă. Era numai fum. Am fum, geamuri închise, tot, și căldura e, nu s-a până la urmă să intre fumul, că nu mai poți să respiri de... Disconfort. Păi da. La altă seară am dormit afară, că m-a fost frică, că a coborât de la creanță în jos, a luat bagrini. Deci a fost focul foarte aproape de casa dumneavoastră? Păi da, a fost, sigur că a fost. Uitați, astea două ars, casa mea, așa aia, dar și așa, astea toate a mea. A fost foarte mare pericol când a ars și m-a fost frică, mi-s bătrână. N-am vreo casă, nu știu ce, dar degeaba, așa cum e casa mea. Focul s-a extins deja pe o suprafață de peste 110 hectare. În ciuda faptului că se intervine susținut cu zeci de pompieri, jandarmi, rangeri, pădurari și localnici, dar și aerian. La prima verificare estimăm o suprafață de peste 110 hectare. În sprijin a fost solicitat și elicopterul? Afirmativ, a fost solicitat și se intervine cu un elicopter cu dispozitiv Bambi Bucket, care până la momentul actual a făcut 7 aruncări. În urmă cu nici 3 săptămâni, pompierii au stins într-o zonă, după 14 zile de intervenție susținută, un alt incendiu care a cuprins peste 300 de hectare. În total, vara aceasta, flăcările au distrus peste 400 de hectare de vegetație uscată și fond forestier în zona Svinița.